sufletiști. Ești norocos că ai un amic așa de bun ca mine să-ți păzească spatele. Totul pentru dans, episoade triple, în fiecare duminică la 8 și 10, numai la Disney Channel. Nici nu știi, Lola, că te-am să spun, a trecut atât de vreme. Da, n-am prezis nimic de când... Și asta? Plec de acasă ca să nu o văd și dau de-a făcând pe intelectuala cu laptopul. Are să mă asculte. Stai, trebuie să mă asculte. Oprește-te, stai. Andy, trebuie să spun ceva. Tony vrea să se întoarcă la mine, așa că nu te băga între noi, ok? Ciao, ți-am spus de 100 de ori că Tony nu mă interesează deloc, așa că poți să încerci să nu mă mai chinui. Să te chinui, nu te chinui deloc, iubito. Bine, vă rog, vorbiți și voi într-un mod civilizat, liniștiți-vă, vă rog. Sper ca tatăl tău să înțeleagă că nu vreau să-l fac să sufere pe Ciama. Eu sunt foarte sigur că va înțelege asta. Cred că ceea ce ar trebui noi să luăm în calcul e că după procesul cu Sisi, tata a devenit un pic suspicios cu toate astea. Da, da, n-o să pot înțelege, dar recunosc că aș vrea să-i spunem acum. Da, cred. Mi-e puțin sete. Pot să mă duc la bucătărie să iau un pahar cu apă? Da. Da? Sigur, spune-i lui Lupe să-ți dea ce-ți dorești. Bine, și după aia vorbim cu tatăl tău. Bine. Ia uite ce chestie. Al meu e. Ei, cum al tău? E al lui Andy. Da, l-am găsit în grădina mea, singurel, fără stăpân. Nu, 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 am venit eu după el. Ce-mi dai să ți-l dau? Dă-mi-l, te rog. No. Ba da. Doar dacă vorbești cu mine. Fie vorbesc, dă-mi-l. Da? No. Unde pleci? Unde pleci? Ai zis că stai de vorbă cu mine. Gata, am venit. Da. Spuneți-mi ce era de vorbit. Da, bine. Da, să vorbim direct, fără ocolișuri. Unde ai fost în noaptea de dinaintea procesului? Ce e asta, un interogatoriu? Răspunde la întrebare și ar fi bine să ai un alibi bun, fiindcă bănuim că ai fost tu cel care l-a sechestrat pe Sebastian. Vă rog, asta e o acuzație gravă. Da, vreți știm. Să mai pierdeți încă un proces, fiindcă am să vă dau în judecată pentru calomnie, Victor, și ultraj. Victor, avem probe. Parfumul tău, m-ai legat tu la ochi, dar mirosul ăsta oribil îl recunoști de la un kilometru. Asta este chiar culmea, dă-mi. Anisette Sauvage? Mii de bărbați folosim Anisette Sauvage. E un parfum foarte bun. Ce are a face el? Nu e o dovadă pentru nimic. Ba da, este o dovadă. Îl avem pe ăsta și multe alte dovezi. Băieți, mai gândiți-vă un pic. Doar nu o să pierdeți timpul. Zău. O, Doamne, ce prostie și asta. De necrezut. Ieri, uite cum a reacționat. Ieri, de data asta, sigur. Ne jicam prost. Știi ce? Spune lui Nini să acționeze înainte ca el să iasă din ambasadă. Da, am să-i spun, dar nu o să o las singură cu el, să-ți fie clar. Bun. Ah, Martin, ar fi trebuit să plec de mult, mă așteaptă fetele. Să te aștepte și ele un minut în plus. Vrei să te așezi un pic? Te rog? Da. Ce este? Vreau să te întreb ceva. Tu vrei să pleci pentru a mă uita, pentru a scăpa de mine? Nu, mereu la fel. Chiar crezi că ești centrul universului. Plec fiindcă vreau, fiindcă am chef să plec și în plus pentru mine e viața mea. Dar așa o distrugi pe a mea plecând. Mă deprimă doar gândul că nu vei mai fi aici. Și ce ai vrea să fac? Să las totul? Să las totul doar pentru că tu îmi spui că-ți va fi dor de asta? Vreau să rămâi cu mine și să o luăm de la capăt. Dar am mai încercat asta, Martin, s-a sfârșit. Dar eu n-am înțeles de ce s-a sfârșit. N-am înțeles de ce ai plecat. N-am înțeles. Nu mi-ai dat niciun motiv serios. Mi-ai zis că de aia, că am început să mă port urât, iar eu deodată am început să nu mai cred nici în mine. N-am înțeles niciodată de ce. Fiindcă mă făceai să mă simt așa... Așa cum? Nesigură. Și ce-ți dă Dodi și eu nu-ți dau? Ce are el? E faimos? Are bani? O mașină? Ce are el și eu nu? Știi tu că te iubește mai mult decât mine? Fiindcă nu e așa. Nu. De ce să nu mă iubească? Nu știu, nu vreau să vorbim despre el. Nu poți pleca. Nu pleca. Te rog, nu pleca. Te iubesc. Nu pleca. Domnule Victor! Domnule Victor! Vai! Cât mă bucur să întâlnesc un prieten în mijlocul acestui infern. Da, și eu. Vai, cât mă bucur! De când nu ne-am mai văzut? Ce bine! Serios? Da, mi-e dor rău. Ce? Mi-a fost foarte dor. De mine? Da. Serios? Da. Păi, Nini, dar ce frumos că mi-ai zis asta. Eu credeam că erai supărată pe mine. Eu nu. La un moment dat am fost supărată, dar după acum mi-am dat seama că mi-a trecut. Așa sunt eu schimbătoare. Ce, da, bine. Ce bine, ce frumos, deși e cam ciudat. Mi se pare de necrezut. E greu să te cred. Nu. Ce vreau să spuneți, că vă mint? Nu, spun adevărul. Ce simt eu e cel mai puternic în suflet. Eu țin la dumneavoastră, chiar dacă nu se vede. Totuși eu țin. E prea intimidată, am făcut o greșeală, Sebastian. Liniștește-te, controlează-te puțin. Nu am o culoare preferată, îmi plac toate culorile.
Și ce-ar mai fi mâncărica ta preferată? Lasă întrebările astea, eu vreau să știu dacă eram urâtă când m-am născut. Nu, draga mea, cum să fii urâtă? Erai frumoasă de când te-ai născut, nici nu știi ce frumoasă erai. Și atunci de ce m-ai dat? Nu, eu nu te-am dat. Lucrurile astea răspund alții, dar eu eram atât de bucuroasă că te-am iubit-o. Și ce nume voiai să-mi pui? Fiindcă tatăl meu mi-a pus Cecilia. Păi, de fapt, eu încă nu mă gândisem la numele pe care să ți-l dau. A, nu te gândisești? Fiindcă voiai să mă dai. Nu, Sisi, eu nu spusesem încă un nume, fiindcă voiam să-ți văd mai întâi chipul și de-abia după aceea să aleg numele. Însă, asta e, n-am mai avut timp, iubito. N-am mai avut timp. Bine, dacă nu îl faceți să mărturisească într-un minut, eu termin cu farsa asta, să-ți fie clar. Dar tu chiar nu înțelegi că nu avem nicio probă împotriva lui Victor până acum? Mai așteaptă încă puțin, un minut, mai așteaptă. Ce drăguț, eu sincer mă simt așa, nu știu, surprins. Nu credeam că simți aceste lucruri pentru mine. Ba da, le simt. Și sunt reale, fiindcă eu mereu mi-am dat seama că mă iubiți mult. Eu am fost mereu foarte sincer cu tine. Da, asta o știu foarte bine și mereu am fost apreciat, nu ca alții. Adică care ziceau ceva și apoi când greșești un pic îți întorc complet spatele. Spui asta despre Thomas. Crezi că vorbește despre da, mine? Da, el mă refer. Adevărul e că m-a durut foarte mult, a spus ceva și e un ipocrit. Ipocrit, e un superficial. Da, eu mereu ți-am zis, da. În schimb, Nini, eu te iubesc sincer, te iubesc cu adevărat. Ce-a făcut Thomas pentru tine, ei? Ce-a făcut? Ți-a zis că te iubește și apoi s-a însurat cu sora mea, ca să te umilească, nu, să-ți arate dispreț. Nu, cred că a vrut să-mi arate ba dispreț. Da, cum nu? Te-a umilit, Nini, te-a umilit. Ce face un bărbat care nu dă totul pentru iubirea femeii dragi? Hă? Te-a umilit. În schimb, eu, Nini, îți dau viața mea, îți dau toată viața mea. Bine, eu cu câteva fapte bune mă mulțumesc. Nini, eu știu că am greșit. Știu asta. Dar mai știu că de dragul tău aș putea deveni un om mai bun. Bine, și dacă tot credeți în mine, dacă credem în noi, mi-ar plăcea, ce știu eu, să vorbim despre lucruri. Da. De exemplu, în ultima vreme ați făcut ceva rău? Ceva rău? Ceva ce nu se face? Da, ceva despre care să vă simțiți că vreți să scăpați, să vreți să mărturisiți. Ceva pe care să-l regret? Da. Da, e ceva ce regret. Da, ce? Regret că nu te-am salutat mai de mult. Nu. Gata, termină cu asta, să terminăm odată. Să nu crezi nimic. Ești capabil de orice, Victor. Incredibil, măi oameni. Ce-i? Tu te bagi peste oameni când vrei, să de necrezut. Vrei să auzi? Ești arestat, ești bănuit de sechestrare, conform legilor Santei Juliana. Cichi, vino, te rog. Nu mai începe, Cichi. Cichi, te rog. Nu, Cichi. Ești arestat, Victor. Dar nu trebuie. Ba da, trebuie. Ia-l. Nu, Cichi. Nu, Cichi, nu. Tomas, suntem adulți. N-avem dovezi. Chiar dacă toți știm că nemernicul ăsta e cel care m-a sechestrat, n-avem nicio probă. Bine, nu îmi pasă, o să găsim noi și dovezi. Victor rămâne închis. Dacă cumva greșim, dacă da, cumva n-a fost el... Tomas? E adevărat că Victor e închis aici la ambasadă? Da. Bănuim că e un delicvent. Și dacă așa e, va plăti pentru tot ce a făcut. Și tu la fel, Selina. Eu? Da, că ai fost cu autor la răpire. Eu nu știu nimic, nu înțeleg despre ce vorbești, eu n-am făcut a, nimic. Da? Bine, justiția o să o dovedească, să știi. Bine, să-i oferim un pic de încredere, este mama lui Sisi, nu? Vezi, până și ea care mă urăște ți-o spune, Tomas, ce tot zici? Cum, ce zic? Că e evident că ați fost mână în mână cu asta, păi, e clar. Hai să-i mai acordăm o șansă, ea s-a purtat exemplar la proces. S-o credem. Nu te speria, fiindcă eu n-aș putea face ceva care să mă poată despărți din nou de fetița mea. Cum adică a sărutat-o pe Nini când era într-a cincea? E un pervers. Nu, cum adică pervers? E o scumpete, un dulce, o bunică și în plus era o iubire de copii. Una de aia care te lasă marcată pe viață, te lasă visând cu ochii deschiși. Așa m-a lăsat pe mine Raul. Dar Nini a avut pretendenți, vai de ea, unul mai rău ca altul. Da. Cel mai rău dintre toți a fost Victor. Da, Victor, da. Ai aflat, nu? Da. Să nu vorbim. Să nu vorbim, nu? Te rog eu. Se poate? Da, mi-am zis-o! Bine ai venit, simte-te ca acasă, ți-o prezint pe Lupe. Femeia care a alimentat-o pe Nini în tot timpul ăsta de a făcut-o frumoasă cum e. Da. Am venit să-ți mulțumesc, Carmen, fiindcă ai venit să mă cauți pentru că întâlnirea mea cu Nini a fost incredibilă. O meritați amândoi, mă bucur. Bravo. Hei, Damian, ce faci? Incredibil, tu ai ești schimbat. Un pic mai grăsut și mai chel, dar neschimbat. No, eu m-am schimbat mai mult. Pe mine mă mai știi? Vicky Acuña? Uai, cei mai frumoși ochi din școală, cum da, să nu? Da, mă bucur să te văd! Bine, mai ușor, mai ușor, că l-am adus pentru Nini, da? O să fie geloasă. Of, Carmen! Și Nini, unde e? Nini o să vină, mai avea niște treabă, vine acum. S-o așteptăm, nu?
da, așteptăm, nu? Așteptăm. Mi-aduc aminte imaginea, ții minte imaginea de la Parcul Național? Da, Parcul Național. Făcea mai scurs. Făcea ochi dulci din fete. Ei, tu făceai măcuță, amintești? Și apoi am căzut în apă, am căzut eu în apă, iar el, dacă ai ști cum înnoată, el e ceva... Și a zis tot așa, la fel, tot așa? Nu, m-am lăsat de... Dar cu dansul, pentru că tu dansai așa... Pur că da, așa? Tomas, justiția nu este așa. Nu e vorba de corect și incorrect. E doar logic. Și ceea ce nu e logic este acest om închis fără probe, chiar dacă e vorba da, de Victor. Bine, pe mine Victor mă lasă rece. Ce vrei să-ți mai spun? Și dacă vrei să știi, am o durere de cap de simt că va exploda. Uite acum, n-am chef să mă gândesc la Victor. Bine. Te rog frumos, ocupă-te tu. Mă gândesc cât de mult am expus-o pe Nini la toate astea. O văd cum se îndepărtează tot mai mult de mine și nu știu ce să fac, nu știu ce mai bine. Nu mai știu. Se poate, șeful? M-a schimbat? Da, însă s-a anulat. Trebuia să mergem la o recepție la ambasada Zambiei, dar s-a anulat, așa că... Ce baftă, am scăpat? De la ce? De ce? De ce ai scăpat? Adică, Manu, că dacă Victor e în casa angajaților, eu aș fi profitat că Nini iese cu fostul Ibi Damian. Și știți ce... Da, cu care asta să mai prima trebuia dată. Da, am aflat. Se ce? Poate? Da, se poate. Da. Te simți bine? Da. Bine, atunci aș vrea să spun ceva important. Bine, de acord. Haide. Păi, atunci eu am plecat. Mă scuzați. Da, te rog, vorbim după aceea. Mi-e doar asta îmi trebuia ca să mă întorc în acel timp. Ca Nini să întârzie. Nu, e la fel, nu s-a schimbat. Mereu întârzie și apoi spune scuzați. Dar să vină acolo. Nu s-a schimbat deloc. Și cum venea ea, era la poartă cu umări, iar învățătoarea o aștepta și ea spunea scuzați. Scuza. E incredibilă. Și azi păstrează aceeași prospeție. Da. Aceeași puritate. Da, de aceea Nini e așa frumoasă. Este, cum să spun eu, nu vreau să spun că e foarte specială, Carmen, că e... Da, adică... da. Nu, sigur, îmi imaginez. Și vreau să vă întreb pe voi care o cunoașteți de când era mică, nu? Pe vremea aia, cum se purta cu băieții care aveau prietene? Le făcea și lor ochiduș sau face doar acum? Carmen. Da, e grozavă, ușuratică. Angelo, așteptăm pe Nini. Un piculeț, nu? Un piculeț ușuratică, da. Asta e. Da, e femeia ideală, iubita perfectă, să spun cum o văd. Ia-o-s. Cu tine, așa o văd, voi împreună, amândoi? Eu, da? Vreau să mă duc până la baie. Da? Du-te, știi unde e. Pe acolo, nu? Da, acolo. Apoi la dreapta, pe holul până dreapta. La capăt, apoi la dreapta, dar să nu ajungi apoi sub scară, da? Da, mi-am zis-o, da, mi-am zis-o. Carmen, te rog frumos, ce cuvinte sunt astea? Angel, spune ceva, n-ai văzut? Da, nu poți să spui așa ceva, nu-i frumos. Nu poți să întrebi așa ceva. Stai, inițial. Un pic inițialul și e puțin cam pleg, mi se pare, nu? Și atunci vreau să fac și eu un pic pe godul așa, că altfel nu se întâmplă nimic. Bine. Hai noroc. Bună, dragule. Bună. Te așteptam. A, da? De ce? Ca să ascult din gura ta chiar să... Să asculti? Ce să asculti? Că ai renunțat la biletul pentru Santa Juliana din iubire, fiindcă vrei să rămâi cu mine. Nu, ce-o... Bine, ai dreptate, nu voi pleca, însă nu din cauza ta. E din cauza altcuiva. Este Andy. Ea voia să-și continue cercetarea aici și e dorința ei, vroiam să o împlinesc. Te urăsc, nesimțitule! Uite, asta e pentru tine. Why? De ce? Dacă nu putem fi împreună, aș vrea măcar să te știu fericită. Că te iubesc. I'm sorry, Tony. Mulțumesc, dar nu pot accepta. De ce, Andy? Eu ți-l dau din tot sufletul, îmi pare rău, sincer. I know, știu asta, dar dacă situația ar fi alta, însă... Ce situație? Care situație? Din cauza lui Cho, nu? Te rog, Andy, uită-te în ochii mei, ți-am mai spus, nu e nimic între noi, nu e nimic, pe cuvânt. Tony, ea te iubește, iar eu locuiesc în casa ei, sunt bine tratată, nu-i corect. Thank you.
Da. Joe, am venit să semnezi. Ce e cu tine, Tony? Să-l închidă pe Victor în casa angajaților. Bun, Martin, ce vrei să-mi spui? Stai așa. Înainte să o chem pe Thais aici, mi-ai spus că e ceva de familie. Da, și nu te-am mințit. E ceva de familie. Uite, dacă vrei să-mi cer să-l las pe Ciama să danseze cu grupulețul ăla de artiști de stradă, ți-am mai spus odată că nu. Nu. Are legătură cu Ciama, dar nu este asta. Oh, Martin, dar înțelege și tu. Nu veni cu probleme, că am și eu destule. Azi a fost o zi neagră. Ce e? Bine, eu nu aș numi o problemă, dar chiar mi se pare că dacă ești tatăl adoptiv al lui Ciama, este ceva important și trebuie să afli. Stai, nu mă speria. Ce s-a mai întâmplat? Ciama e fratele meu de sânge. Ce? Da, îți prezint pe una din cei 13 frați și surori din Tanzania lui Ciama. Scuzați, vreau... Mă grăbesc, mai aveți mult, mă grăbesc! Cine? Ce faci dechizat așa? Mergem la masă. Cine e Damian? Un coleg de-al meu de la școală pe care nu l-am mai văzut de mult. Da, bine, ai grijă cu coleguțul ăsta, fiindcă tu nu trebuie să ai ochi decât pentru tata. Pe tatăl tău îl văd mereu și din cauza lui mă doare stomacul, știai? Ați văzut-o pe Cio? Pe Cio? Dar de ce o cauți? Fiindcă, Cio, vreau să vorbesc cu tine. Nu, mai întâi vei vorbi cu mine. Ți-am spus să nu-i faci ceva rău surorii mele, ai auzit? Cu noi ce ești? Ce faci aici? Ce faci aici? Mă schimbam, fiindcă ați transformat casa angajaților în închisoare pentru Victor. Iar eu trebuie să plec cu... mă duc acum cu fostul meu iubit, primul meu iubit care m-a sărutat prima dată pe gură, desigur, în dracincea. Și de asta... Da, bine, înțeleg. Ce s-a întâmplat? Nimic, sunt obosit, abătut, speriat, nervos, atât. Doar atât. Asta-i. Din cauza Selinei și a lui Sisi? A lui Victor?
a lui Sisi, a lui Victor și de asemenea a lui Ceama. Aoleu, ce cu Ceama? Păi se pare că fata aia, Thais, este de fapt o soră naturală de-a lui Ceama. Serios? Vai, dar asta e o veste excelentă, o soră adevărată din familia lui veche. Pe atunci se vor strânge cu toții și vor putea fi din nou împreună, e minunat! Nu știu cât de minunat e, fiindcă mă tem că ar vrea să mi-l ia, cum s-a întâmplat deja cu fetița mea. Și mie că tot ce am putut construi până acum se va prăbuși dintr-o dată și mi-este teamă. Nu vă îngrijorați, nu vă gândiți la asta, nu vă gândiți, fiindcă așa nu e bine. Când vei ieși, vrei să lași plicul ăsta la cutia poștală a ambasadei? Ce-i? M-am gândit foarte serios la ce mi-ai zis. Nu se poate, am luat o decizie, acum trebuie să te las, că altfel nu ajung. Dar mai stai puțin, încerc să spun ceva. Trenul nostru a plecat. Nu, mai avem încă o stație. Vrei să te căsătorești cu mine? Tu înțelegi cât de dornic era să te întorci când eram la bucătărie? Te aștepta, uite așa, uite. Vicky, nu mă destabilizează lucrurile astea. Nu știu dacă a fost bine că ne-am reîntâlnit. Eu nici nu ne-am pus dorința bine, că a și apărut odată. Știi cum se numesc lucrurile astea? Coincidențe? Conexiuni. Conexiuni se numesc. Și cum am scos-o după aia cu Nicolas? Nu știu, n-a fost cumva prea riscant, Vicky? Cum să fie periculos? Dacă se descopere totul, nu crezi? Cum să se descopere totul când el e un dulce, e un scump? Eu nu am să-ți permit să dai deoparte șansa asta și să-l pierzi, da? Tăticul tău minte, prietena ta îți e soră. Când o relație nu merge, trebuie să o rupi, să pleci, să te îndepărtezi, să respiri, să gândești. Pleacă în călătorie, iar când te întorci vei vedea. Și dacă după 3 luni este cu alta, eu ce fac? Păi atunci așa trebuie să fie, asta ar fi... Dumneavoastră vi s-a întâmplat ca văzând o femeie pentru prima dată să simțiți că vă îndrăgostiți? Uite, de fapt, prima dată când am văzut-o, am urât-o. Mi-a displăcut profund. A doua oară când am văzut-o, m-am îndrăgostit nebunește de ea. Și ce e de făcut? Ce fac eu? Nu vreau să-i fac rău lui Cio, vă jur, nu vreau să o supăr, dar nici nu pot să o pierd pe Andy, fiindcă îmi place cu adevărat. Te înțeleg, ți se întâmplă ceva oribil, pe mine mă doare fiindcă e fiica mea și văd că suferă, mă revolt însă, eu te înțeleg. Sorry, te-am trezit, nu? Nu, de fapt, da. Ce se întâmplă? Poți să stau aici, să dorm? Niciodată nu am fost mai sigur că iubesc o femeie. E femeia vieții mele, e dragostea mea. I-am spus că vreau să mă însor cu ea. La ce oră pleacă? Acum? De ce? Poate nu e totul pierdut. Lola, nu! Lola, nu poți pleca așa! Am pierdut-o.